Bună seara! Bine ați venit în atelierul lui Moș Crăciun. În această seară am făcut aceste aperitive bărcuță. Ele sunt făcute din pâine toast pe care am decupat-o cu o cană cu mărime mai mare. După aceea am decupat salam săsesc și salam Victoria și le-am așezat pe rondelele de pâine. După aceasta am luat un ardei capia și l-am tăiat în fâșii și l-am așezat deasupra pe pâine și pe salam. Am avut pregătit dinainte, într-o caserolă, niște brânză de vaci cu ceapă tăiată mărunt și cu mărar tăiat mărunt. Le-am amestecat pe toate, am gustat și fiindcă brânza era de vaci, am adăugat de două ori puțină sare, am gustat și era perfect. După aceasta, cu ajutorul unei lingurițe, am luat și am pus brânza pe bucățile de ardei. Am fixat totul cu scobitori. În scobitori am pus pe unele dintre ele măsline care erau fără sâmbure, iar pe altele bucăți de șuncă pe care le-am rulat. Acestea sunt aperitivele noastre. Puteți să le vedeți și voi mai de aproape. Inamicul sunt niște roșii pe care le-am pus în mijloc. Sper să vă placă și vouă aceste aperitive. Brânza este foarte gustoasă, este apropiată la gust cu brânza almete. Eu am mai făcut din brânză cremoasă acest aperitiv cu ceapă și cu mărar și a ieșit foarte gustos. Brânza aceasta de vaci a fost proaspătă și foarte bună. Am gustat înainte să realizez aceste aperitive și mi-a plăcut și am adăugat-o la bărcuțe. Bărcuțele acestea, dacă aveți timp, puteți să le faceți nu numai de Revelion sau de Crăciun, puteți să le realizați și pentru zile onomastice, pentru musafiri care sunt mai deosebiți sau pentru copii și școlari care sunt mai mofturoși. Lor o să le placă acest aranjament și o să le mănânce cu plăcere. Nu am mai prăjit pâinea pentru că fetița mea e suspectă de diabet și nu are voie să mănânce pâine prăjită în ulei sau în unt. Dar sper că ea, când va ajunge acasă, împreună cu Renuciulică, că sunt plecați la plimbare, să-i placă acest aranjament de aperitive bărcuța. Sper să vă placă și vouă și să le faceți și voi pentru Crăciun sau pentru Revelion, să vă bucurați de ele. Noi acum o să încheiem acest mini-video și o să vă spunem la mulți ani, multă sănătate și bucurii anul ce vine, să vă găsească sănătoși și voioși și să vă aducă numai bucurii. Iar Moș Crăciun o să vină la voi într-un Ferrari și o să plece pe jos. La revedere! Ne vedem la video următor! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! A sosit Moș Crăciun! De prin nămeți, de prin zăpezi, v-am adus tot ce-i mai bun! La revedere!